Au trecut, iată, mai bine de 30 de ani de când fotbalul jucat de dumneavoastră începea să uimească Europa anilor 80. Atunci, generația din care faceți parte a intrat în istorie, în special datorită seriozității cu care a tratat acest sport rege. Astfel, ați reușit un lucru care răsună și după 3 decenii. Ați făcut notă distinctă între o simplă selecționată și un autentic simbol al performanței românești. Sunt nespus de mândră că acel deceniu, adesea supranumit deceniul hunedorean al naționalei, l-a avut ca protagonist și pe tatăl meu, care, prin devotamentul și munca sa, a contribuit la o calificare istorică. Prin prestația lui la preliminariile acestui campionat european, tatăl meu a reușit să graveze numele de Klein în sufletul și memoria iubitorilor de fotbal. A făcut asta atât printr-un gol de excepție, la începutul repizei secunde, mai precis în minutul 47. Un nou corner ne aduce și cel de-al doilea gol. Bellon încentrează și regretatul Mișa Klein reia din foarfecă pe spate în plasă. Un gol spectaculos, golul de 2-0. Un gol care a adus României prima victorie în meciurile cu Suedia. Cât și prin centrările impecabile care ne-au condus echipa în fruntea grupei cu numărul 5. Ciprioții se organizează mai bine și încep să se apere contraatacând periculos. În minutul 78 însă, Ladislau Belloni recuperează un balon în partea adversă de teren. Îl vede liber pe Mișa Klein și îi pasează acestuia. Neamțului nu-i rămâne decât să execute una din cunoscutele sale centrări de pe partea stângă. Cap Belloni și 1-0 pentru România în minutul 78. Parisul era deja foarte aproape. Ultimul hop urma să fie cel de la Bratislava, acolo unde se juca de fapt calificarea la campionatul european din 1984. Pe contraatac însă, balonul ajunge la Klein. Acesta își face obișnuita centrare de pe stânga. Gabor reușește să rea cu capul în spate, iar Giorgău, venit din urmă, înscrie cu un șut sec pe mijlocul porții. România deschidea scorul la Bratislava și în acel moment era calificată pentru Paris. În acest context, consacratul jurnalist Ioan Chirilă a emis o judecată de valoare care evidențiază nu doar capacitatea fotbalistică a sportivului Klein, ci îi dezvăluie și tăria de caracter. Acesta a spus, citez, "Pentru bravul Mișa, orice minge scoasă din picioarele adversarilor e la fel de importantă precum un gol din foarfecă." Altfel spus, în urma dumneavoastră și a tatălui meu rămâne o moștenire neprețuită, exemplul unor sportivi desăvârșiți. Ați lăsat în urmă o amintire glorioasă și sunt convinsă că există nenumărate alte momente de care vă aduceți aminte cu drag în aceste clipe. Din acest motiv și nu numai, îmi pare foarte rău că nu vă pot fi alături fizic în timpul acestei frumoase ceremonii. Este însă o deosebită onoare să primesc în numele tatălui meu placheta prin care îi se recunosc meritele excepționale. Vă mulțumesc pe această cale pentru ocazia oferită și pentru că păstrați vie amintirea celui care a fost Mihail Klein.